Bine. Stimați antreprenori, cei care sunteți astăzi în sală, stimați potențiali participanți la programul Creștere și Internaționalizare care vă aflați în fața televizoarelor sau monitoarelor, am deosebită plăcere să vă salut și să deschid acest eveniment dedicat programului Creștere și Internaționalizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Numele meu este Dumitru Pântea, sunt directorul intermar al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Alături de mine este domnul Marin Ghenciu, vicedirector în cadrul organizației, și domnul Constantin Țurcanu, șeful Direcției de Implementare a programului despre care noi astăzi discutăm. În cadrul evenimentului de astăzi urmează să facem mai multe lucruri. Pe de o parte, urmează să semnăm contracte cu o serie de beneficiari, proiectele cărora au fost selectate drept câștigătoare în cadrul apelului lansat la începutul lunii mai. În același timp, urmează să lansăm noul program sau noua versiune a programului de creștere și internaționalizare, să prezentăm publicului larg modificările pe care noi le-am făcut și să prezentăm cum vom interacționa în cadrul programului respectiv de acum încolo. Aș mai vrea să menționez faptul că în anul 2022, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului împreună cu Ministerul Economiei vine cu un pachet financiar destul de consistent pentru antreprenori. Pe lângă programul de creștere și internaționalizare, recent am lansat un alt program de granturi mari, granturi până la 2 milioane de lei, programul de retehnologizare și eficiență energetică. Un program care vine să rezolve o problemă cu care toți antreprenorii se confruntă și anume creșterea facturilor la energie pe care le aveți la final de lună. Respectiv, în cadrul programului dat, vom finanța fie echiparea cu utilaje și echipamente mai eficiente din punct de vedere energetic, fie instalarea de surse alternative de energie, cum ar fi panouri solare, mini-turbine eoliene, instalații pe biogaz sau chiar instalații de generare a energiei termale. Deci, după cum vedeți, Ministerul Economiei, Guvernul și organizația pe care o reprezentăm este alături de antreprenori. Iar bugetele pe care ne-au fost acordate în acest an sunt suficiente de a susține un grup semnificativ de antreprenori până la finalul acestui an. Acestea fiind spuse, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Marin Ghenciu, care ne va vorbi în continuare despre ce am făcut noi în programul Creștere și Internaționalizare în ultima perioadă și cine sunt antreprenorii pe care îi avem astăzi aici în sală și cu care urmează să semnăm contracte de finanțare nerambursabilă în continuare. Domnule Ghenciu. Da. Bună ziua tuturor. Mulțumesc domnul director interimar, domnul Pântea. În primul rând aș vrea să menționez faptul că noi trecem acum printr-un proces de reorganizare, cu siguranță cu toții știți, și reorganizare, când spun, nu mă refer doar la schimbarea denumirii. Deci suntem în proces de reorganizare a tuturor proceselor interne care sunt momentan, începând de la procesul de primire și procesare a dosarelor și terminând cu procesul de evaluare. Revizuim, practic, tot mecanismul cap-coadă de primire și finanțare într-un final a proiectelor dumneavoastră investiționale. Dacă anterior, din calculele noastre, tot acest proces dura în jur de vreo 4 luni, din momentul aplicării până la momentul primirii deciziei de finanțare, momentan noi încercăm și dorim cu această reformă să obținem un timp cât mai scurt în care să venim cu un răspuns, fiindcă ne dăm bine seama că în contextul crizelor la care suntem supuși cu toții, deseori proiectele investiționale care au fost valabile 4-6 luni în urmă, deja nu mai sunt valabile în momentul de față. Și atunci și misiunea noastră este să sporim la cât este de posibil timpul de lucru și de evaluare a acestor dosare. În acest call, de fapt, am avut destul de mult cereri din punctul nostru de vedere, fiindcă a fost un grant, este un grant, un program de finanțare de 2 milioane de lei din partea statului și 2 milioane de lei maxim aportul dumneavoastră. Au fost finanțate 9 proiecte investiționale, dintre care 78% au fost întreprinderi mici,
11% micro-întreprinderi și 11% întreprinderi mijlocii. Practic, 6 din întreprinderile finanțate sunt din sectorul agroalimentar, 3 sunt din sectorul industrial. 2 companii din Chișinău, restul sunt Glodeni, Aloveni, Ungheni, Sporenti, Araclia, Comrat și Basarabeasca. Și cel mai important de menționat este că aportul statului în, cu semnarea contractelor cu dumneavoastră este de 14 milioane de lei, iar investiția în cadrul acestui program, deja investiția totală în economie, este evaluată la 31 de milioane de lei. Dar aș vrea aici să atrag atenție la următoarele aspecte ce țin de modul cum au fost evaluate fiecare dintre ofertele dumneavoastră de finanțare. Deci, în primul rând, cu prima etapă care a fost supus dosarul dumneavoastră investițional a fost evaluarea de conformitate. Deci noi am mers, în primul rând, să identificăm dacă sunteți companie eligibilă, dacă ceea ce vă propuneți să faceți, noi putem finanța. Și ulterior, dosarul a mers către comitetul intern, care a făcut, de fapt, discuții cu fiecare dintre voi. Cu fiecare dintre voi ne-am întâlnit, am discutat, am încercat să înțelegem care sunt doleanțele dumneavoastră, cu ce vă confruntați. Este adevărat că deseori, și noi am notat acest fapt, că dumneavoastră aveți nevoie nu doar de suport la efectuarea investițiilor, aveți nevoie și de suport în ceea ce ține activitatea curentă. Fiți vă finanțați careva activități curente de, nu știu, procurarea materiei prime, fie procurarea, nu știu, ambalajului. Deci noi ținem cont de aceasta, de ce domnul Pântea nu a menționat, dar pe viitor intenționăm să formăm acel fond de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, care de fapt menirea lui este să suplinească ceea ce nu putem acoperi în cadrul programului creștere și internaționalizare. Pentru că, cum am menționat, în cadrul programului noi finanțăm doar investiții. Ori ne dăm seama că și pentru dumneavoastră este un efort în momentul în care luați din activitate o sumă de bani, o investiți într-un utilaj și așteptați deja până utilajul este adus și noi facem debursările. De aceea, eu vreau să mai menționez un lucru, că eu mă bucur că în aceste vremuri tulburi și cu atâtea crize la care suntem supuși, să mai găsesc persoane care sunt dornice de a face business, sunt dornice de a investi și statul nu are decât să vină cu un suport și cu să vă susțină nu doar pe partea asta ce ține de investiții, dar dacă este nevoie, nu știu, și de careva aspecte ce ține de consultări, pregătiri, nu știu, cine dorește să mai ia careva business vouchere, noi suntem deschiși să vă ajutăm să obțineți acest suport din partea organizației noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Ghenciu! Deci, într-adevăr, noi venim cu instrumente suplimentare. Programul creștere și internaționalizare urmează sau este deja completat de programul de retehnologizare și eficiență energetică și urmează să fie completat de Fondul de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, un fond care țintește acordarea de împrumuturi cu dobânzi reduse pentru antreprenori, inclusiv cu garanțiile din partea Fondului de Garantare administrat de către organizația noastră. Trebuie să menționez că în sală astăzi avem antreprenori care au primit decizia pozitivă de a fi finanțați atât la componenta de business voucher, cât și la componenta de finanțare nerambursabilă, grant, de până la 2 milioane de lei. Eu aș vrea să-i felicit pe toți și să le urez succese în procesul de implementare a proiectelor investiționale, care nu este un lucru foarte simplu. Ulterior, mai târziu, noi vom discuta despre prevederile contractului pe care urmează să-l semnăm cu dumneavoastră, despre cerințele și despre mecanismul de dialog pe care îl vom avea mai departe. Obiectivul nostru este ca banii alocați de la bugetul de stat, bani publici, să se transpună în locuri de muncă menținute sau noi create,
să se transpună în impozite și taxe plătite la bugetul de stat, să se transpună în produse exportate, deoarece mare parte din voi sunteți orientați spre export, și să se transpună și în venituri și profituri pentru companiile voastre, astfel încât să vedeți în continuare potențial de dezvoltare. Săptămâna trecută, programul Creștere și Internaționalizare a fost adoptat de către guvern într-o nouă formulă. Noi am venit cu ajustări și îmbunătățiri la acest program, urmare lecțiilor pe care le-am învățat în implementarea lui în anul curent. Deoarece pe lângă numărul de antreprenori pe care îl avem astăzi aici, noi deja de la începutul anului am alocat circa 40 de milioane în cadrul programului respectiv și am văzut anumite carențe pe care am insistat să le ajustăm. Și aș vrea să-i dau cuvântul colegului Constantin Țurcanu să menționeze pentru cei de acasă și pentru, chiar și pentru voi, pentru că unii din voi veți avea posibilitatea să mai aplicați la programul de creștere și internaționalizare dacă nu ați aplicat la grantul maxim. Și deja veți aplica eventual în condițiile noi. De aceea este important să știm ce s-a modificat și care sunt îmbunătățirile care au fost aduse programului respectiv. Domnul Țurcanu. Mulțumesc, domnul director, stimați antreprenori, bună ziua, felicitări încă o dată. Deci, în baza hotărârii de guvern care vine să modifice, să îmbunătățească programul de creștere și internaționalizare, au fost operate sau simplificate procedurile de accesare a serviciilor pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale sau servicii de dezvoltare a afacerii. Până în prezent, întreprinderile urmau să aplice sau să facă față unui proces foarte riguros și pe alocuri dificil pentru întreprinderi, astfel până aproximativ 60% din întreprinderi ne-au comunicat despre această dificultate de a achiziționa serviciile conform cadrului normativ care ține de achizițiile după sistemul care trebuie să-l urmeze instituțiile publice. În acest sens, ODA va oferi posibilitatea de a accesa serviciile de la prestatori de servicii dintr-o bază de date pe care ODA o va oferi sau în cazul în care dumneavoastră nu veți găsi un prestator pe care îl cunoașteți că este de calitate sau prestează servicii de calitate, atunci, la recomandarea dumneavoastră, acesta poate fi inclus în baza de date a instituției. Totodată, întreprinderile vor putea accesa servicii de dezvoltare și în baza pachetelor pe care ODA le va dezvolta și în acest sens ODA este în proces de comunicare cu asociațiile de business sectoriale, împreună cu care vom dezvolta pachete specifice de servicii în suportul antreprenorilor. La fel au fost precizate și dezvoltate criteriile de eligibilitate pentru participarea întreprinderilor la program. În acest sens, modificarea pentru cei care accesează suport la componenta de grant sau achiziționarea echipamentelor, întreprinderile vor trebui să aibă prezentate la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii 3 ani de activitate, perioada în care ar trebui să fie înregistrate valori pozitive sau creșteri pozitive. La fel, total capital propriu trebuie să înregistreze valori pozitive pentru ultimul an de gestiune raportată. Totodată au fost făcute și niște modificări referitor la posibilitatea întreprinderilor de a accesa grantul. Noi am observat că ar fi benefic pentru întreprinderi să se ofere posibilitatea ca aceștia în etape, conform dezvoltării întreprinderii, să acceseze sau să aplice pentru accesarea suportului din bugetul de stat. În acest sens, întreprinderile pot reveni de mai multe ori către ODA prin aplicări
până la atingerea plafonului de 2 milioane lei la grant sau echipamente și până la 100 mii lei pentru achiziționarea serviciilor în dependență de etapa de dezvoltare la care se află. Și o ultimă modificare a fost includerea în categoria întreprinderilor eligibile pentru accesarea suportului și a celor din sectorul agricol. Astfel, întreprinderile vor putea accesa suport prin intermediul programului pentru echipamentele care nu vor fi finanțate de către AIPA și, în special, programul de creștere și internaționalizare va veni să susțină întreprinderile în procesul de industrializare sau pe aspecte de industrializare. Mulțumesc, domnule Surcanu. Mai este un lucru foarte important de menționat. Începând cu data de 15 august, organizația noastră nu mai solicită un șir de documente care erau obligatorii până acum în procesul de aplicare. Deci, practic, odată ce tot procesul de aplicare este online și se utilizează semnătura electronică, nu mai este nevoie de documente cum ar fi certificatul de la bancă, extrasul din registru de stat, copii ale buletinilor antreprenorilor, copia situațiilor financiare, documente privind proprietatea terenului sau a bunurilor imobiliare și alte documente care până acum vă consumau timp și efort și pe care alte instituții ale statului oricum le aveau. Deci noi nu le mai cerem de la aplicanți, le vom cere de la alte instituții ale statului. Respectiv, procesul de aplicare a devenit unul foarte și foarte facil și constă din completarea unui chestionar online care și reprezintă, de fapt, proiectul investițional și din atașarea unor documente care țin mai degrabă de oferte ale unor bunuri pe care urmează să le procurați în cadrul implementării proiectului investițional. Aceste modificări au fost realizate nu doar în programul creștere și internaționalizare, se referă la toate programele pe care ODA le are în implementare. Odată ce hotărârea nouă de guvern va intra în vigoare și aceasta se va întâmpla săptămâna viitoare, va fi deschis practic apelul de a primi cereri noi în cadrul programului creștere și internaționalizare. Și va fi un apel continuu până în momentul în care vor fi epuizate resursele de la bugetul de stat care au fost alocate pe programul respectiv. Dar vreau să menționez aici că până la final de an, pentru programul dat, încă avem resurse de circa 35-40 de milioane de lei pe care le putem acorda antreprenorilor. Deci există suficient buget în continuare pentru cei care vor să aplice. De asemenea, resurse suficiente sunt și în cadrul altor programe, în special programul de retehnologizare și eficiență energetică, unde avem un buget consistent pentru instalarea de surse alternative de energie. Cam asta am avut a spune despre noul program creștere internaționalizare, despre de ce ne aflăm noi astăzi aici. În continuare, pentru cei care urmează să aplice la programul creștere și internaționalizare și cei care ne privesc online, am vrea să prezentăm două afaceri pe care noi urmează să le finanțăm, două afaceri care țintesc ieșirea cu produse pe plan extern și vrem ca potențialii aplicanți să afle de la semeni de-ai lor, de la antreprenori de-ai lor, cum a fost procesul de aplicare, cum urmează să fie realizat proiectul investițional și ce impact va aduce asupra companiei programul respectiv. Și ar vrea să dau cuvântul doamnei Silvia Bombonici, administratorul SRL-ului cu același nume, Silvia Bombonici, să ne spună despre experiența dumneiei și să ne spună ce planuri și-a propus prin implementarea și participarea la programul creștere și internaționalizare. Vă rugăm! Eu sunt una din fondatoarea companiei Bombonici și director general. Stând și ascultându-vă pe dumneavoastră, într-adevăr, vă dau cuvântul că
cum s-a zis, așa și s-a făcut, într-adevăr, cum ați spus dumneavoastră, toate metodele de implementare a contractului și a pachetului de documente, cu adevărat așa a fost. Noi ne-a fost foarte simplu și cu o libertate de, de unele gândiri de cele din trecut, că nu se vorbește, dar puțin se face, dar acum, cu adevărat, s-a făcut ce și s-a vorbit. Cu ajutorul granturilor care ne le oferiți dumneavoastră pentru noi, agenții economici, cred că pe de o parte e o liniște, pe de altă parte e o responsabilitate de a merge mai departe, pentru că acum noi avem niște timpuri nu prea ușoare și noi suntem, cred că, foarte curajoși agenții economici care vrem să mergem și să facem ceva pentru țară. Și vă mulțumim din suflet că sunteți foarte deschiși pentru noi, agenții economici, care noi suntem foarte restrânși în timp pentru a face pachetul de documente și angajații noștri tot au foarte puțin timp și cu ajutorul dumneavoastră și cu deschiderea dumneavoastră noi am putut să perfectăm toate documentele și pachetul de documente pentru a merge spre acest grant minunat. Pentru noi e foarte important, pentru că utilajul care noi urmează să-l achiziționăm, nu că mergem spre export, dar și pentru oamenii noștri din țară, să le oferim la mai mulți oameni de lucru, să oferim mai mare calitate și să oferim și calitate de lucru, dar și calitate de produse. Pentru că țara noastră, noi toți suntem cei care fac ceva bun, ceva de calitate, pentru că cineva care intră în magazinele noastre și spune produse sunt italieni sau designerii sunt italieni, noi zicem cu certitudine și cu mare mândrie că noi suntem moldoveni și la baza produselor toți sunt moldoveni și desigur noi facem produse calitative, noi moldoveni și ne mândrim de asta, dar cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul ODA, o face și mai calitativ, pentru că utilajele care urmează să le, inovatoare să le luăm, desigur că impactul calității sigur că va crește, pentru că noi oricum trebuie să mergem spre ziua de mâine, nu să ne oprim spre ziua de ieri. Și vă mulțumim încă o dată și vă dorim mult succes, să ne susțineți, să avem în spate pe cine să putem să ne sprijinim și mult succes înainte. Da, mulțumim, doamna Lazo. Spuneți-ne ce produce compania dumneavoastră? Compania Bubunici produce hăinuțe pentru copii. Cred că toți știu de hăinuțele noastre. Noi am început de la zero, de la minus zero. Și acum suntem cine suntem, facem hăinuțe de la zero până la 3 ani. Și ne mândrim nespus cu produsele noastre care le producem. Dar este foarte important ca companiile din domeniul textil să lucreze și să aibă un brand propriu, pentru că aici înseamnă competitivitate și capacitatea de a concura cu cei din extern. Pentru că suntem deprinși că domeniul textil este mai mult bazează pe industria lor, dar înțeleg că dumneavoastră vă bazați pe brandul propriu în mare parte. Și cu acest brand ieșiți și la export. Noi vă urăm succes în continuare și vă urăm succes și în implementarea proiectului investițional. Și apropo, ați menționat un lucru important. Companiile, și noi vedem acest lucru din interacțiunea companiilor, companiile nu au nevoie doar de finanțare sau doar de bani. Companiile au nevoie de consultanță, mentorat și ghidare în afaceri la anumite etape la care ele se află. Și noi în cadrul ODA lucrăm mult ca procesul de preaplicare și procesul post-finanțare să se transforme într-un proces și de consultare și de mentorat. Astfel încât în momentul în care o să întâmpinați anumite probleme în implementarea proiectului investițional, să putem să venim cu un ajutor. Și apropo, așa cum vom discuta deja la partea cu contractul, suntem flexibili în contextul crizilor care sunt în jurul nostru, de a veni cu modificări anumite la proiectul investițional până într-o anumită măsură, de a prelungi anumiți termeni conform așteptărilor dumneavoastră. Vă mulțumim! Și aș mai vrea să-i dau cuvântul și doamnei Rodica Celac, administratorul SRL Promidan Prim,
Doamna Celac, spuneți-ne experiența dumneavoastră în procesul de aplicare și ce urmează să faceți mai departe cu resursele financiare obținute de la organizația noastră. Bună ziua, eu sunt Tica, mă bucur foarte mult să fiu aici, alături de dumneavoastră. Astăzi, noi suntem o companie care procesăm vișină și producem vișină sub propriu pentru alte companii din Republica Moldova. Produsul nostru nu este cunoscut de consumatorul final, pentru că suntem o afacere civilă. Dar vreau să vă spun, din experiența noastră de aplicare, că este o oportunitate frumoasă pentru toți antreprenorii, indiferent că sunt tineri sau cu mai multă experiență, de a beneficia de acest proiect investițional. Este o procedură, sau cel puțin pentru noi am simțit-o și cred că o să vă spun și ceilalți antreprenori care sunt în sală, este o procedură foarte simplă. Am trecut prin mai multe etape, dar nu a fost nimic complicat. Poate pentru, din motivul că toată lumea a fost foarte deschisă, deci la fiecare etapă am fost cumva ghidați, am fost întrebați și totodată orientați ca să formulăm în așa fel încât sau să ne gândim, să analizăm ideea noastră, ca proiectul nostru să fie într-adevăr acceptat și să fie unul câștigător și finanțat. Desigur că la bază stăm noi, antreprenorii care avem idei, avem munca, avem totul depinde inițial de noi. Însă, cu așa parteneri alături, totul pare mai ușor și mult mai realizabil. Eu mă bucur că în Republica Moldova, la moment, sunt așa organizații care pot să susțină antreprenoriatul, pentru că, de fapt, antreprenorii sunt cei care mișcă lucrurile înainte. Vrem sau nu vrem, asta este realitatea și atunci mulțumim de suflet pentru ceea ce faceți. În cadrul investiției, noi urmează să procurăm o linie modernă din Serbia de prelucrare a vișinii. Este o inovație pentru piața Republicii Moldova. Urmează să creștem productivitatea, să facem locuri de muncă, să fie un lucru frumos cu ieșire spre export, să ducem produsele din Republica Moldova și pe piețele europene, pentru că avem produse calitative, avem produse bune, cu muncă făcute, dar avem nevoie de susținerea partenerilor noștri și în cazul ăsta Poda este un partener de încredere. Încă o dată, reiterez faptul pentru tinerii care doresc să participe, chiar îi îndemn să meargă și să aplice, iată, la noul apel care este, pentru că este o ocazie minunată pentru a face și a trece la o altă etapă de dezvoltare. Doamna Celac, noi vă mulțumim pentru că ați împărtășit experiența dumneavoastră cu alți potențiali beneficiari. De fapt, noi trebuie să vă mulțumim vouă la toți, pentru că voi sunteți cei care, în condițiile dificile care sunt astăzi, mențineți locuri de muncă, generați produse pentru consumatori, generați impozite și taxa la bugetul de stat și generați valoare adăugată în economie. Noi, ca și instituția statului, încercăm să facem cât mai mult pentru antreprenori. Și cum ați menționat și dumneavoastră, vrem să lucrăm cu antreprenorii pentru a dezvolta idei de afaceri bune. Pentru că de multe ori ideile care vin la noi, inițial, nu sunt bine cizelate. De aceea vom acorda suport cât vom putea pentru a cizela acele idei, a le dezvolta ca ele să fie bune pentru a fi finanțate. Și noi știm că în piață există mulți consultanți care oferă asemenea servicii. De multe ori insistă că și deciziile le aparțin tot lor și le pot influența. Dar eu vreau să menționez că deciziile sunt absolut în cadrul organizației noastre și veți găsi aici suportul necesar pentru consultanță și informare și cum să dezvoltați acel proiect investițional. Acestea fiind spuse, partea oficială a evenimentului de astăzi o încheiem. Urez încă o dată mult succes celor care urmează să se lanseze în implementarea proiectelor investiționale. Lansez un apel către cei care au idei de afaceri și
vor să participe la programul creștere și internaționalizare să aplice în perioada următoare, iar cei care nu neapărat se orientează spre export, dar la fel au nevoie de investiții, menționez încă o dată că avem alte programe de suport antreprenorial care stau la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă urăm o zi bună în continuare!